rugăciuni, puterea lui Dumnezeu, da, am plătit slujbi peste tot. Am fost unde am auzut că e mai puternic. Și noi ne rugăm în continuu. Și am înțeles că se roagă și El cu noi. Mm-hmm. Era credincios, crede în Dumnezeu. Da. Bine, și în apelul acesta care a apărut în ultima filmare, ați văzut că vă transmite gândurile lui, sunt către familie, către dumneavoastră. Către familie, da, dar el era tare, venea la casă, vine mereu, venea, ne vizita. În toți acești ani soția nu și-a găsit pe altcineva, pentru că neavând copii... este dificil să aștept. El tare a vrut un copilaș, acum era ca să înfieze ceva, ca îi plac copiii, numai când are noroc la copii.